ședința de ieri a fost aprobată și decizia de stabilire a zonei de supraveghere. Este vorba de o arie de 13 km rază din punctul în care a fost găsit cadavrul porcului Mistreț. Din această suprafață fac parte 9 UAT-uri și anume Dănavani, Cudești, Concești, Poltiniș, Suhareu, Havârna, Cristinești, Georgenescu și Bănești. Astăzi am avut două întâlniri la care au participat primari, viceprimari, medici veterinari și membrii unităților locale de sprijin. Li s-au transmis măsurile care au fost aprobate prin planul de măsuri discutat ieri în ședința CLCB-ului. Am mai avut și întrebări. Nu aveți semnale că mai fi Nu avem semnale. Lucru îmbucurător, dacă spun eu, dacă pot să spun așa, față de situația în care ne aflăm, este acela că la cei 13 porci care au fost recoltați prin împușcare, în ziua de sâmbătă, rezultatul PPA a fost negativ. Suntem pregătiți să facem față unei valuri peste porcină în cazul în care doamne ferește acesta a venit? Eu zic că suntem pregătiți pentru că ne pregătim de 2 ani de când sunt eu prefect. Am avut atât de multe întâlniri. Suntem pregătiți, da. De? E o situație aici în Măgoșani, atipică față de restul țării. Bună ziua, sunt Octavian Elisoi, vicepreședinte al NSBSA. Am venit alături de domnul prefect, alături de instituțiile din județul Botoșani. Am fost de dimineață la prima oră, după ce am fost în două zone din județul Botoșani, cu toți reprezentanții de la instituții și treburile sunt puse la punct. Deocamdată nu este o situație de panică, dar suntem prezenți să rezolvăm aceste probleme delicate. Ce trebuie să știe cetățenii acum? Se îngrijorează în vedere că au porci în zona asta. Cetățenii trebuie să aibă o biosecuritate în acest moment, să nu scoată animale din gospodărie, să nu fac deplasări de la o fermă la alta în această perioadă, să țină câinii legați sau câinii în curte și de mâine o să primească fiecare primărie informări de la direcțiile sanitar-veterinare. Plăcere!